Momentan nu se știe cu cine va împărți Gigi Becali camera în care este închis, dar cert este că la difundiarul va sta cu cel puțin încă 10 deținuți. Cu siguranță nu va fi cazat cu deținuți cu fapte extrem de grave sau ceva de genul ăsta. Și va urma programul normal al unui deținut aflat în regim semideschis. Va avea posibilitatea să efectueze activități lucrative, la fel ca ceilalți deținuți de la secția exterioară, atât în interior cât și în exteriorul secției. Cu toate că abia a apărut pe coridoarele penitenciarului, Becali a devenit deja foarte popular. Prietenii au început să-l viziteze, primii care au apărut fiind Ionuț Luțu și afaceristul Tănase Giambașu. Luțu a vrut să vadă și ce fel de televizor poate să-i aducă lui Becali. Ați venit la domnul Becali? Da, cu programare. Pentru ce? Pentru mine, cum intru fără programare, nu pot să intru. Mai are nevoie de ceva aici? Ați reușit să vorbiți cu el? Nu știu, acum vedem ce vrem. A putut să-și aducă televizorul de la Jilava, toate lucrurile? Și care program? Nu întreb, dacă a avut voie. Îi aduc altul dacă nu are. Ați putut discuta cu dumnealui? Nu, nu. După întâi v-au spus că vă pot programa? Da, normal, dar luna de la Jilava să... La fiecare lună de muncă lui Gigi Becali îi se vor scădea 7 zile din perioada de detenție. Gigi Becali săvârșește în prezent o sentință de 3 ani de închisoare cu executare în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării Naționale.